Salutare toată lumea! Cotina 95 a revenit! Așteptați ceva? Nu. Bine v-am găsit, oameni buni, la renoul Cody 95. Poate vă gândiți, dar Cody, parcă te mutase pe cel de 49? Parcă începeai videoclipuri acolo? Păi, ghiciți ce? Nu am mai făcut-o. Am încercat, aseară, de fapt, mai multe serii, am văzut că crește puțin, crește. Urca până la 12. Dar când am revenit astăzi acasă, de fapt, când am revenit astăzi de la școală, am observat acolo o chestie ciudată și anume faptul că, de fapt, nu crescuse. YouTube-ul și-a bătut joc de mine și, de fapt, nu a fost. Nu ăsta, n-a fost. Eu i-am văzut pe social play că urcau, da, bă, că YouTube-ul a fost așa de prost încă de, pe do încă de la 12 abonați m-a scăzut la 3. Și nu-i bine. Ce doamne, lasă-mă în pace, bă, Windows. Așa, o să vă prezint câteva chestii noi făcute pe canal, o să le puteți vedea și voi. Pe lângă asta puteți vedea aici noua mea chestie, noua mea... Acesta este un proiect care vreau să-l fac eu și vreau să intre acest proiect și Darius, eu cu Darius vreau, de fapt eu aș vrea să fac proiectul ăsta și Darius, dacă te uiți la acest videoclip, la acest minut, să știi că eu cu tine aș vrea să facem amândoi un proiect. Și proiectul să fie Cody, să fie echipa 95 sau depinde cum vrei tu, în care să avem un fel de dublu canal în care amândoi să postăm videoclipurile noastre și mai facem câteva chestii. Vom afla noi ce să facem. Bun. Ignorați fața asta, ca să știți aici, chestiile astea au fost făcute pe telefon, prin aplicație de un fel de... Dacă vreți, vă pot lăsa linkul de la aplicație să desenați și voi, este doar pentru telefon. Și pe lângă asta o să vă las și link-uri și de la alte chestii ale mele, cum ar fi Discord-ul meu, unde dacă vreți ne pute mă puteți suna, aparent, așa. Nu știu dacă vreți și Messenger-ul meu sau ceva de genul, eu n-am Instagram. Pe lângă asta o să vă las, nu vreau să vă las contul meu de Steam, dar o să vă las și Race Room-ul, pentru că da, uite, avem aici jocul. Nu mă întrebați de ce l-am numit așa. Așa? Race Room Racing Experience 2.0. Bun, deci o să vă las și Race Room-ul ca să puteți să intrați pe el și să vă jucați cu mine. Puteți intra. Nu știu dacă vă las Facebook-ul, o să vă las Discord-ul și restul de chestii. Așa, hai să intrăm puțin pe Google și să vedeți aici cum am personalizat eu canalul. Aici este poza. Se încarcă, stai, fotografiile dumneavoastră, stai puțin că se încarcă. Hai să vedeți și voi puțin destul de mare poza. Uite, cam așa este, aceasta este poza folosită. Poza asta, aici este logo-ul lui Bogdan, găsit pe YouTube, găsit pe Google de mine. Acesta este un logo, aici este un fel de încercare de logo. Nu știu cât de bine mi-a ieșit, dar zic că mi-a ieșit destul de ok. Este un fel de logo făcut pentru Darius. Aici este una cu 156, pentru că, da, m-am încă împăcat cu el. Nu de tot, încă sunt puțin nervos pe el, dar să zic așa că e ok. Eu îl las oricum, oricum nu-l puteți vedea. Și mai este aici codinoșe și codinoșin știm. Bun. Lasă-mă Google, mă lasă-mă Windows în pace. Așa, avem și aici și poza mea. Nu vreau să o editez. O vedeți voi clar, Cody și un 95 acolo. Așa, canalul l-am făcut destul de interesant, cum puteți vedea. Aici avem toate încărcările mele. Puteți vedea. A, nu, stai că suntem pe videoclipuri, nu suntem pe pagina. Aici este pagina de pornire. Aici, la prima dată avem încărcări populare, playlist-uri create și prietenii mei. Aici trebuia să mai fie ceva chestii cu un fel de videoclip, dar până vedeți voi videoclipul ăla, cred că o să-l pun. Și chestia... Era... O să las... Uneori când fac, de exemplu, fac un videoclip foarte multe vizionări sau ceva de genul ăsta, o să vreau să las o chestie ca și videoclipul ăsta cu... E clipul de introducere care, vedeți voi aici că a strâns 11, dar de fapt a strâns vreo 43 de vizionări. Incredibil. Bun, deci vreau să modific câteva, am modificat oricum multe chestii aici pe canal.
Ca vreau să bag și chestia asta cu canale speciale, da, deja am aici jos pe Darius, da, o să mai pun și alte canale cu care, da, și tu fel într-un parteneriat, încă nu le-am luat pe toate, trebuie să mă mai decid puțin cum ce trebuie să fac, pe cine să iau, probabil pe Darius, o să-l pun și pe el acolo, să stea bine și frumos, o să-l mai pun și pe Bogdan, pentru că și Bogdan o să mă ajute probabil pe canal pe viitor. Așa, nu voi nu-l știți pe Bogdan, dar dacă vreți vă las un link în descriere, face lucruri amuzante. Po vă știți să-l vedeți aici. Și eu, vă că am o bună la el. Dar puțin vreau să fac chestii. Bun, continuăm. Deci, astea sunt chestiile, ca nimic nu s-a schimbat. Mă în afară faptului că trebuie să mă modific și o... Da. Trebuie să modific acea chestie. Așa, o să fie ok. Uite, aici avem 3 playlist-uri create. Nu sunt toate, nu știu ce, nu chiar... Nu știu de ce sunt toate. Trebuie să mai vedem puțin câteva chestii. Avem aici și încărcări populare, pentru că am învățat și eu cum să le pun. Așa, ignorați chestia aia. Așa, vedem că videoclipul cu Darius, cu Funny Moments 2, au strâns multe vizionări. Bă, că nu ca ăla, ca primul. Am contează. Îl avem aici pe Darius, puteți să vă duceți și la el. Îl știți deja pe Darius. Și avem multe chestii. Mă gândeam prima dată să fac un live stream, dar normal fac videoclipul acesta ca să pot să fac o chestie. Uitați, stai că intrăm puțin pe personalizează canalul. Nu mă interesează ce fac aici. Uite, ăsta l-am pus. De ce? Nu s-a păstrat. Uite, am pus videoclipul cu cel mai amuzant video de pe canal, dar văd că nu s-a pus. Aici vreau să pun canale speciale, dar vreau să fac o chestie pentru vizitatorii noi și să pun... De ce au pus așa? Vreau să pun aici videoclipul care fac amu cu voi, vreau să-l pun aici în partea asta, ca să fie ok. No, bun, cam asta este videoclipul de introducere. V-am zis, am revenit, sunt complet fresh, am schimbat multe chestii. Acum puteți vedeți pagina de pornire în care găsiți videoclipurile și chestiile. Aici avem videoclipurile în care vă uitați și voi la ceva lucruri amuzante. Avem playlisturile, nu aveau cum să nu lipsească playlisturile. Avem multe playlisturi, normal eu am, ca să înțelegeți, sunt playlisturi create, dar unele playlisturi sunt ale mele. Deci ca să înțelegeți, unele playlisturi sunt ale mele și le puteți vedea voi numai astăzi. Deci să fiți atenți să vedeți să fiți atenți cum s-au numit aceste chestii. Așa. Avem aici canalele, le avem doar pe Darius aici. Aici și evident abonamentele mele, nu contează. Uite ăsta despre care vă vorbeam. Păi Bogdan, ăsta trebuie să-l băgăm și pe el acolo. Bine că l-avem pe 5-6 și Dragon nu contează. Prietenii mei contează. Așa. Avem și niște discuții aici. Încă nu cred că le-a văzut cineva chestiile astea. Te-am pus și eu aici. Încă nu s-au pus numele. Ca să înțelegeți, dar sper să se pună în curând. Și avem aici, nu știu, hei, ce faceți? Cine vrea să primească sau un singur clip? Hei, am revenit cu Odin Orsin, ce-i? Nu așa? Avem și despreul care l-am schimbat. Acest canal revine în forță, va fi un început foarte fain. Stați pe canal să vedeți Race Room, Minecraft, etc. cu Darius sau cu alții. Rămâneți pe canal, hashtag 50. Pentru că vreau să fac și eu 50 de abonați. Bun, până acum merge... Până acum e ok, am pus și locația mea ca să știe lumea că sunt român. Așa, și cam ăsta a fost episodul, deja avem vreo 9 minute. Ne vedem data viitoare, oameni buni, la un nou episod, care nu știu când o să fie, vedem noi. Oricum o să fac videoclipuri cu Darius, până atunci, probabil sâmbătă, nu sâmbătă și duminică, mă, că sâmbătă e Formula 1!